Suceava citește. Acest lucru a fost demonstrat pentru a treia oară la Shopping City Suceava. S-a întâmplat în cadrul proiectului Lecturi Urbane, organizat sub egida Alexandria Librării. Un proiect început în Suceava pe 11 decembrie, continuat apoi grație, nu știu, pe primirii pe care dumneavoastră ați avut-o față de proiect, pe 26 martie, la cea de-a doua ediție. La cele două ediții, peste 600 de copii, oameni simpli, adolescenți, personalități locale, a fost împreună cu noi, într-o încercare de a demonstra că Suceava citește, într-o încercare de a demonstra că Suceava poate progresa prin lectură. S-au strâns sute de cărți pe care le-am inscripționat și vi le-am dat mai departe să le citim împreună. Copii, adolescenți, oameni de toate vârstele s-au adunat în Parcul Lecturii Urbane din parcarea Shopping City Suceava, toți împărtășind o pasiune comună, lectura. Mă bucur că în ciuda vremii nu tocmai favorabile, suntem atât de mulți care vrem să ne bucurăm de carte, de citit. Alexandria Librării și-a făcut o tradiție din a încuraja lectura în spații libere prin proiectul Lecturi Urbane, proiect în care oamenii se adună într-un spațiu real pentru a citi altfel. Practic, crezul nostru este citește și dă mai departe și acest slogan are două valențe. Dă mai departe această carte pe care, iată, astăzi v-ați ales-o singuri din oferta noastră, pe de o parte, iar pe altă parte dă mai departe o idee, transmite un mesaj. Și spuneam la un moment dat, la sfârșitul celei de-a doua ediții, că avem un cuvânt care caracterizează această mișcare. Împreună. Un cuvânt puternic ca o rugăciune, spuneam atunci, pentru că asemeni unei rugăciuni care este spusă împreună de mai multă lume, și mesajul nostru va fi mai puternic. La fel ca și la celelalte două ediții și de această dată, scriitoarea Angela Furtuna a fost prezentă pentru a lectura alături de participanții la eveniment. Sunt oameni care aleargă repede să-și aprindă o țigară sau sunt oameni care aleargă repede să-și ia micul dejun sau sunt oameni care se freacă la ochi buimăciți și timp de multe minute încă nu știu ce vor face cu proiectul zilei care urmează. Parcă ne dându-și seama că această zi miraculoasă este poate cel mai prețios cadou pe care îl avem, viața, sănătatea, starea de bine. Sunt oameni care aleargă imediat să facă o ședință de jogging. Eu mă număr printre cei care, încă somnoros, întind mâna spre noptieră și iau cartea lăsată încă de cu seară și reiau lectura de la punctul la care m-am oprit în seara precedentă. Cei prezenți au avut ocazia de a pleca acasă cu un portret sau o caricatură, după preferință, realizată de maestrul Boa și totodată au avut parte de mai multe momente muzicale. Nu uita, dacă nu citești la timp, o să înțelegi prea târziu. Și toi petrecerii preț de o clipă.